Un ploieștean în vârstă de 49 de ani și-a pus capăt zilelor în această dimineață împușcându-se cu o armă de vânătoare. În momentul tragediei, bărbatul era acasă împreună cu mama sa în locuința din cartierul China. Alertată de focul de armă, femeia s-a grăbit în camera în care se găsea fiul său, însă n-a mai putut face nimic pentru el. Mamă, el a pus să mă sune, mamă, zicea de iertare, mamă, și n-a pus numărul la care trebuia, mamă, a pus numărul care și ia primul. Da, mămică, să se îmbrace, mămică, dă-ți îmbrăcate, mămică. Aoleo, și cea. Bă, era terminat, bă, zicea că ce nu mai are băie să trăiască, că-i singur, bă, că nu mai are pe nimeni. Îmi ieși după copiii lui, măcar, mă. Rudele bărbatului sunt devastate, la fel și vecinii, care nu-și explică gestul extrem al acestuia. Cunoscuții spun că în această dimineață el era programat la medic din cauza unei afecțiuni cardiace. Eram și mă, cu inima, trebuia să ajung la București să opereze pentru inimă. Dar nu atât de grav să fac așa ceva. Nu știu, nu știu ce să spun. Ce a venit? Probleme, nu au avut probleme. V-a dat de bănuit că o să recurgă la un astfel de gest? Nu știu, nu știu absolut nimic. A dat semne în ultima perioadă? Nu m-a dat niciun semn, să știți. Avea probleme? Singura problemă care o avea trebuia să-i suporte o intervenție chirurgicală chiar astăzi. Pe semne, el fiind despărțit de soție, s-a adunat de colo de colo, a intrat în depresie și... Nu s-a auzit nimic? Îl știați pe vecin? Da, era un om foarte, cum se cade, dar nu... Nu s-a auzit absolut nimic. Da, om bun! Poliția s-a deplasat la locul tragediei. Criminaliștii au luat probele necesare pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Se pare că bărbatul s-a împușcat cu o armă de vânătoare pentru care avea permis. Din primele cercetări, echipa care s-a deplasat la fața locului a stabilit faptul că decesul a survenit ca urmare a unei împușcări. Se pare că acest bărbat a recurs la a se împușca ca urmare a unor discuții în familie. Este luată în calcul varianta sinuciderii, dar nu sunt eliminate nici alte ipoteze, astfel că echipa de cercetare complexă verifică toate aceste aspecte. Bărbatul, de 49 de ani, era divorțat și avea doi băieți.